Masca de protecție a coborât sub nas de mult, chiar și în orașul nostru. În unele cazuri, chiar s-a întors în buzunar ca să fie acolo pentru ocaziile când apare poliția cu chitanțierul de amenzi. Măștile de protecție au intrat parcă în rutina noastră zilnică în ultima perioadă și pare că se regăsesc pe lista obiectelor fără de care nu putem pleca de acasă. Scopul măștii este de a ne proteja, însă de mai bine de un an aceasta a rămas în permanență cu noi chiar și în spațiile deschise. Sătui de restricții dure, unii dintre severineni au considerat că masca trebuie lăsată puțin deoparte, iar unii dintre ei au dat-o jos de tot. Care o poartă sub masca, sub nas, e treaba lor. Eu... nu mă iau după doamna șoșoacă. Aia a spus să nu o poarte lumea deloc. Și vezi ce în spitale, că nu are lumea loc. Acum fiecare cu părerea lor. Eu, nu-i vorba numai de amendă. Acum mă ieși și de protejarea omului. Așa înțeleg ei, fiecare face cum îl taie capul. Dar văd că treburile poate s-o mai îndrepta după vaccinările astea, după... stea și s-o mai relansa treaba. Păi da, ce să facem? Aveți încredere în măștile care sunt în comerț? Dom'le, chiar dacă nu sunt de calitate, ce să facem acum? Astea sunt alea, le cumpărăm. Crezi, mă, tale, că ăla, dacă nu ai, te întreabă dacă are calitate să-ți dea 5 milioane amendă de la pensiile care sunt sau să-ți dea 20. Ce faci atunci? Păi da. Chiar dacă, ce să faci, omul ia ce găsește, care are bani mai mult, s-o lua și de ele făcute mai, dar care e mai sărac, nu-i dă mâna, ia și de astea care sunt cu 60 de bani sau 50, înainte le-am luat cu 7 lei bucată, când a apărut prima dată. Acum, asta e situația. Ce să... din cauza aia. Și nu pot, că n-am mai ea. Mulți dintre mei din țen susțin că poartă masca de protecție doar de obligativitatea legii și de frica amenzilor, deoarece pensiile sunt mici, iar aceștia nu ar suporta plata unei sancțiuni. Nu pot să respir. În cauza asta. Am fost la medicul de familie, am fost internat la TBC și am... n-am putut să... nu pot să respir. Sufocați de tot ce a adus pandemia, oamenii au decis ca masca de protecție să coboare de pe nas, cu riscul de a primi o sancțiune usturătoare. Cu toate astea, unii dintre severineni au specificat că au probleme de sănătate, iar masca de protecție le blochează respirația.